얘네가 다 키우는데 여기 키우는 게 있어요. Acțiunea este întreprinsă de către Consiliul Reprezentativ al Părinților al Școlii Mihai Drăgan. Este atitudinea noastră privind modul cum s-au desfășurat lucrurile în ceea ce privește cererile trimise către Consiliul Local, către Primăria Bacău, toate adresele făcute împreună cu conducerea școlii. Pur și simplu, toată această acțiune este din dragoste și din respect pentru copiii noștri, pentru că efectiv vrem să le lăsăm o lume mai bună decât am găsit-o noi, chiar dacă pentru unii sună idealist, pentru noi nu. Și încercăm astfel să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește starea precară a școlii, în ceea ce privește infrastructura mai ales. S-au semnalat diverse situații, dar toate acestea au rămas fără eco. Efectiv nu am fost deloc băgați în seamă, ca și cum ar fi fost desconsiderată toată această acțiune a noastră. Și părinții sunt revoltați datorită faptului că s-au săturat efectiv de a, nu neapărat de a contribui pentru copiilor, ci de a nu fi auziți. După cum ați văzut și fotografiile arată, infrastructura lasă foarte tare de dorit. Sala de sport a școlii Mihai Drăgan este într-o situație foarte precară, sunt multe de renovat din toalete, holurile școlii, curtea școlii Mihai Drăgan, atât cât și curtea Cancicov poate fi amenajată, instalația electrică, sunt foarte multe probleme de rezolvat. Astăzi are loc un manifest artistic prin care vrem să atragem atenția primăriei și Consiliul Local, organul de abilitate, asupra situației existente în școala Mihai Drăgan, corpul Drăgan și corpul Cancicov. Încercăm, de fapt, prin acest manifest artistic să sensibilizăm și să determinăm primăria să aloce de urgență fonduri pentru a interveni asupra structurii de rezistență a clădirii. Spuneam și acum ceva timp, în clădirea Cancicov, spre exemplu, avem un tavan fisurat, ceea ce înseamnă siguranța copiilor. Părinții au răspuns, după cum vedeți, destul de bine. Sunt unii cărora este teamă. Dacă vrem o educație corectă, o educație normală, avem nevoie și de școli și de o structură normală. Nu dorim lux, dorim efectiv condiții decente în această unitate de învățământ.